Mergem mai departe și vă spunem povestea unui instructor de schi care a depășit un record de vârstă. Deși în august va împlini 90 de ani, l-am întâlnit la muncă în Poiana Brașov, înconjurat de copii. Are 20 de învățăcei, chiar și de 4 ani, și se avântă cu ei pe pârtile care pornesc din vârful masivului Postăvaru. Vacanță la șale, iată ultima modă în materie de turism. Mai ales acum, după oboseala petrecerilor zgomotoase de sărbători, românii caută cabane luxoase în locuri cât mai rupte de lume. Până de curând le găseau doar în Alpi, dar în ultima vreme au apărut și în țara noastră. Au început târgurile de nunți, iar magazinele de specialitate vin cu ofertă pentru toate buzunarele. Rochile second-hand sunt o alegere bună pentru miresele cu un buget redus. Un atac armat de o violență rară a semănat teroare pe aeroportul Fort Lauderdale din Florida. Un bărbat a deschis focul în zona de ridicare a bagajelor, a ucis 5 persoane și a rănit alte 8. Agresorul cu origini hispanice avea arma în bagajul de cală și se pare că a început să tragă după o altercație avută în timpul zborului. Anchetatorii iau în considerare o posibilă motivație teroristă, în timp ce presa americană sugerează că autorul ar avea probleme psihice, mai ales după ce a declarat că guvernul îi controlează mintea și îl face să se uite la filmulețe cu propagandă jihadistă. Președintele rus Vladimir Putin a ales să părăsească Moscova și să meargă la biserica din Nizhny Novgorod cu ocazia Crăciunului. După slujba, a luat masa cu un grup de pescari din regiune, care i-au dat rețete de ciorbă de pește și l-au invitat la pescuit cu ei la primăvară. Iarna a cucerit zone întinse din Statele Unite ale Americii. Mai multe orașe din estul și sudul țării au fost paralizate de viscol, iar la New York, 10 de copii au rămas blocați în școli pentru că autobuzele care urmau să-i preia n-au mai ieșit din ămeți. În Colorado, drumurile înzăpezite i-au îndemnat pe localnici să-și pună schiurile. Și acum un subiect menit să ne pună pe gânduri. Un iceberg de 5.000 de kilometri pătrați este pe cale să se desprindă de calota glaciară a Antarcticii. Efectul imediat al fenomenului ar fi creșterea nivelului oceanelor. Ramona, mulțumesc! Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează sport, vremea, las fierbinți și Air Force One. Noi ne revedem mâine la ora 19, cu seară minunată tuturor! Ciorbă de pește și l-au invitat la pescuit cu ei la primăvară. Iarna a cucerit zone întinse din Statele Unite ale Americii. Mai multe orașe din estul și sudul țării au fost paralizate de viscol, iar la New York, 10 de copii au rămas blocați în școli pentru că autobuzele care urmau să-i preia n-au mai ieșit din ămeți. În Colorado, drumurile înzăpezite i-au îndemnat pe localnici să-și pună schiurile. Un atac armat de o violență rară a semănat teroare pe aeroportul Fort Lauderdale din Florida. Un bărbat a deschis focul în zona de ridicare a bagajelor, a ucis 5 persoane și a rănit alte 8. Agresorul cu origini hispanice avea arma în bagajul de cală și se pare că a început să tragă după o altercație avută în timpul zborului. Anchetatorii iau în considerare o posibilă motivație teroristă, în timp ce, mai ales acum după oboseala petrecerilor zgomotoase de sărbători, românii caută cabane luxoase în locuri cât mai rupte de lume. Până de curând le găseau doar în Alpi, dar în ultima vreme au apărut și în țara noastră. Au început târgurile de nunți, iar magazinele de specialitate vin cu ofertă pentru toate buzunarele. Rochile second-hand sunt o alegere bună pentru miresele cu un buget redus. Mergem mai departe și vă spunem povestea unui instructor de schi care a depășit un record de vârstă. Deși în august va împlini 90 de ani, l-am întâlnit la muncă în Poiana Brașov, înconjurat de copii. Are 20 de învățăcei, chiar și de 4 ani, și se avântă cu ei pe pârtile care pornesc din vârful masivului Postăvaru. Vacanță la șale, iată ultima modă în materie de turism. Presa americană sugerează că autorul ar avea probleme psihice, mai ales după ce a declarat că guvernul îi controlează mintea și îl face să se uite la filmulețe cu propagandă jihadistă. Președintele rus Vladimir Putin a ales să părăsească Moscova și să meargă la biserica din Nizhny Novgorod cu ocazia Crăciunului. După slujba, a luat masa cu un grup de pescari din regiune, care i-au dat rețete de